Din nou îi dau foarte mare dreptate doamnei Simona în legătură cu Gabriel. Ați văzut comportamentul lui, cât de recalcitrant este și în live, tot timpul nu înțelege care este esența acuzelor ce îi sunt aduse, nu înțelege niciodată ce îi spune doamna Simona, care este morala. Și într-adevăr și eu am văzut acele comentarii și foarte multe comentarii ale persoanelor care spun că l-au votat doar ca să le facă în ciudă celorlalți concurenți, să le demonstreze celorlalți că el este votat, susținut și că într-adevăr merită să rămână în competiție. Îmi pare foarte rău dacă lumea gândește așa. Eu am zis de foarte mult timp că locul lui nu este în competiție. Nu pentru că nu merită oricine să-și găsească fericirea, dar cu siguranță comportamentul lui și toată atitudinea lui din această competiție denotă un comportament de om cu probleme care trebuie rezolvate la un specialist și nu aici în Casa Mireasa cu siguranță, iar după aceea, dacă va fi să își revină și să aibă un comportament decent, să poată să fie acceptat de către o persoană pentru a-i fi alături, cu siguranță merită și el să fie fericit, dar nu în condițiile date, pentru că este clar că relația lui cu toți cei din Casa Mireasa în momentul de față este o relație foarte toxică și că nu este deloc normal tot ceea ce se întâmplă aici în casă cu el.